Bun găsit tuturor la mult așteptatul horoscop al dragostei pentru luna iunie. Spun că e mult așteptat pentru că am primit foarte, foarte, foarte multe mesaje când îl postez. Ei, uite, am început postarea lui. Este luna în care Venus, planeta iubirii, este în retrogradare și asta ne aduce foarte multe experiențe și foarte multe decizii. Vom vorbi pe parcursul analizei fiecărei zodii în parte. Dar înainte de a trece la povestea venusiană, hai să vedem anunțul pe care îl am de făcut. Mulți știți, dacă nu știți, aflați acum. Pe data de 20 iunie 2020, la ora 12 ora României, o dată foarte importantă, pentru că are loc și solstițiu de vară și se produce luna nouă. 20-21, depinde în țara în care ești, deci 20 iunie reprezintă punctul de pornire al acestor evenimente astrologice foarte importante pentru noi toți și tot atunci am selectat să aibă loc de webinarul olimpian dedicat planetei Venus, dedicat iubirii și care abordează trezirea zeiței interioare și în acest webinar voi vorbi despre foarte multe. A fost o filmare premergătoare. Acum urmează o filmare în care vă explic ce vreau eu să abordez în acest webinar, dar voi vorbi și ce tip de soție își dorește un bărbat în viața sa și ce tip de soție ești și dacă ești predispusă spre divorț și cum poți decodifica energia venusiană actuală, pentru că astăzi, în ziua de astăzi, suntem un alt tip de zeiță, nu orice tip de zeiță și așa mai departe. Va fi o filmare, nu vreau să iau din timpul dedicat horoscopului dragostei, eu doar profit de acest moment să fac anunțul. Dacă vrei să afli informații despre acest webinar, trimite un e-mail pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com pentru a primi informații, iar dacă vrei să intri în sistemul de preselecție, pentru că se face o preselecție, nu e așa, toată lumea vine și intră în acest webinar, atunci poți să trimiți deja trei rânduri, nu mai mult, în care explici de ce vrei la acest webinar care abordează tema dragostei, ce vrei tu să schimbi în viața ta, ce schimbări vrei să aduci în domeniul relațiilor, în domeniul dragostei. Și dacă treci preselecția, bineînțeles, particip și la webinar și vei primi toate informațiile legate de costuri, legate de înscriere, legate de ta. Bun, și am vorbit despre asta, da? Că nu vreau să vă plictisesc cu promovarea acestui eveniment. Și ne întoarcem acum la analiza astrologică a horoscopului dragostei. Deci, luna aceasta, Venus, este în mișcare aparent retrogradă și tranzitează semnul Gemeni. Venus este planeta care se ocupă de finanțe, de modul în care facem daruri și acceptăm daruri și, bineînțeles, de dragoste. Este o planetă extrem de complexă. Iar retrogradează aproximativ o dată la 18 luni, deci cam un an și jumătate, și retrogradarea sa ține cam 40 de zile. Când această planetă retrogradează, întotdeauna se lucrează tema iubirii și tema finanțelor, bineînțeles, dar acum, fiind la horoscopul dragostei, mă refer numai și numai la iubire. Se lucrează tema iubirii și este vorba despre cum te raportezi tu la relația ta, cum se raportează partenerul tău la tine, ce tip de relație îți alegi și când e retrograd această planetă apar întrebările, apar conștientizările. Iese agresivitatea la iveală uneori, ies frustrările la iveală și uite că lumea nebunește. Deci, sunt convinsă că v-ați întâlnit cu o mulțime de țăcăniți zilele astea. Pentru că dacă nu ai iubire,
copilul tău interior e frustrat, e flămând, copilul interior se hrănește cu dragoste și e flămând, e frustrat și ce face un copil? Țipă când e supărat, obosit și flămând. Și atunci când țipă el și face scandal și tu ca adult te comporți ca atare. Deci uitați-vă ce se întâmplă în America zilele astea. Păi America este construită sub semnul scorpionului. Scorpionul venusian, Venus, și e guvernată de... America are 4 simboluri secrete, nu intru aici să discut despre asta, doar atâta vă spun că unul din cele 4, cei 4 piloni ezoterici, spiritual, este reprezentat de Taur. Și Taurul de cine este guvernat? De Venus, desigur. Și când a nebunit, bineînțeles, ferească Dumnezeu ce a pățit omul ăla care a fost ucis de polițist, aia cu tot o altă poveste, e ceva foarte grav, dar e inuman, nu se poate să trăim în 2020 și să se întâmple așa ceva. Dar eu ce vreau să semnalez aici astrologic este când au izbucnit revoluțiile astea de stradă, riots, nu știu cum se cheamă, revolte, dar revoltele astea, mișcările de stradă, pe Venus retrograd. Și unde e Venus retrograd acum? Este în gemeni. Și gemenii ce țin? De comunicare. Oamenii își urlă furia. Pentru că ce s-a întâmplat? Uciderea bărbatului de culoare de către polițist a reprezentat clicul prin care foarte multe milioane de oameni și în Statele Unite și în Europa, am înțeles, în Danemarca au fost proteste și în Germania au fost, își strigă frustrările, își strigă frustrările și normal că este lipsa iubirii. Când ucizi un seamăn de-al tău, nu ai empatie. Empatia este una din manifestările iubirii. Deci, vedeți cât de alambicat e o retrogradare de asta venusiană? Cât de profunde sunt substraturile? Ei, și acum mergem de la nivel macro la micro. Adică ne referim la familie, la relații. Da, oamenii se ceartă, da, oamenii își spun lucruri. Da. Și vreau să fiți foarte, vreau să fiu eu foarte clară și voi să înțelegeți foarte bine un lucru. Acum, până pe 25 iunie, dacă te cerți cu iubita, cu iubitul, și el începe să-ți spună niște lucruri, vezi că oricât de dureroase ar fi, el exprimă sau ea exprimă niște frustrări acumulate. Iar eu întotdeauna am spus, la furie se spun lucruri. Și ce să vezi, din păcate se spun lucruri adevărate, nu din păcate, din fericire, se spun lucruri adevărate. Și chiar dacă o dă la întors și începe cu, vai că nu, că eu am vrut să te rănesc, come on, tu de fapt ai spus, copilul tău interior a exprimat ce-l deranjează. Și acum dacă cineva își face băgăjelul și pleacă dintr-o relație, e momentul de epifanie, de conștientizare. Nu v-aș sugera, deci știu că e foarte greu momentul ăsta în care te desparți. Dacă ajungeți în cuplu, în acest moment, să vă certați în atât de mare măsură încât să vă faceți bagajele, unul din voi sau amândoi, dacă vă reîmpăcați acum sau ulterior, cuplul vostru oricum nu mai funcționează. Pentru că în momentul de retrogradare venusiană ies la iveală toate lucrurile adevărate. De asta oamenii, să știți, că se tem de retrogradări. Pentru că se pune ordine. Se pune ordine. Retrogradarea mercuriană a lui Mercur are loc de 3 sau 4 ori pe an, tocmai ca noi să ne punem ordine în program. Marțian, Marte, retrogradarea marțiană ne are loc o dată la 2 ani ca să învățăm să fim asertivi și să punem ordine în tot ce ține de curaj și determinare, iar retrogradarea venusiană, banii și iubirea. Banii și iubirea, trebuie să ne resetăm. Deci, da, hai să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte în această lună, dar fiți ochi și urechi până pe 25 iunie,
la relația voastră și fiți foarte atenți la ce exprimă partenerul, dacă v-ați certat, dacă apare vreun conflict, dacă observați ceva mai deosebit la partenerii sau partenera voastră, și consemnați, fiți atenți, pentru că acelea sunt momentele de adevăr. Și știți ce e foarte interesant? Te legi, dacă nu ți-ai închis relații, te legi de foști sau foste. Sau te caută aia să zică, nu știu ce, să se bagă în seamă. Și ce ai de făcut e doar să taci și pune-te în poziția observatorului. Hai să vedem ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna pe harta natală în semnul racului. Anunță același lucru ca la toate semnele zodiacale. De regulă nu fac pe horoscopul dragostei și financiar analiza pentru ascendent și luna natală. De data asta o voi face ținând cont de faptul că Venus, planeta iubirii, este în retrogradare și ai nevoie de toate armele informaționale ca să știi cum să treci prin această retrogradare în dragoste cum se cuvine. Și e important să știi că se ascultă zodia întâi, ascendentul și luna, iar dacă luna și ascendentul sau informațiile de la luna și ascendent nu sunt în totalitate aliniate cu zodia ta, primează întotdeauna zodia. Întotdeauna zodia primează. Așa încât să vedem ce se întâmplă pentru RAC. Am să încep cu cei care sunt într-o relație, după care vorbesc și despre racii singuri, ca să știți și cei singuri ce vă așteaptă în această lună. În primul rând, dacă ești într-o relație, nu neapărat parafată social sau validată printr-o căsătorie, e bine să știi că încă de la începutul lunii se pune ordine în ceva legat de viața ta. Deci, în zona cuplului, este adevărul la iveală, nu se mai merge pe un anumit tip de comportament. Partenerul, de regulă, nu racul e cel care acționează de această dată, ci partenerul racului. Poate, nu știu, se hotărăște să-și asume relația public sau poate se hotărăște să, nu știu, să faceți un copil sau se hotărăște să faceți ceva împreună, o afacere. Deci, zona de validare a cuplului este foarte, foarte intensă în luna iunie. Retrogradarea aceasta venusiană pune multă ordine în mintea racului legată de relații. Doar că va trebui, e o sugestie, să rulezi în această lună cu frâna de mână trasă. Nu grăbi lucrurile, nu forța lucrurile. Nu pune presiune pe cealaltă persoană sau nu pune presiune în general pe relație, pentru că va exista această tendință. Venus e retrogradă pe casa mentalului tău. Deci asta înseamnă și în gemeni. Păi, vibrația aerului cu vibrația apei dă tornade, dă tsunami de regulă. Și atunci o să avem raci care sunt ciclotimici, adică te apucă astăzi nu știu ce, mâine ești super fericită, poi mâine plângi de milă și răspăi mâine râzi. Deci nu pune presiune pe nimic și un pic nu te grăbi. Nici în a face lucruri, nici în a face declarații, nici în a face amenințări, nici în a face promisiuni în dragoste, pentru că acum e o perioadă în care se așează lucrurile după bătălii lungi, după zile întregi de negocieri, după stări ciudate, în sfârșit se așează lucrurile. E important ca până pe data de 25 iunie să nu te bagi în proiecte importante în cuplu sau să te abții de la a transforma foarte multe lucruri. În schimb,
După 25 iunie, când Venus intră în mișcarea directă, vei simți nevoia să aparții sau să ai mai multă stabilitate în relație. Și atunci, cuplurile în care lucrurile busculau, să știți că nu vor avea durată lungă, s-ar putea racul să plece. Sau, dacă, de exemplu, ești într-o relație în care, nu știu, ești de multă vreme cu un partener, dar nu ești logodită, nu ești căsătorită, nu e nimic oficial, racul s-ar putea de data asta să spună, bă, simt nevoia unui commitment, simt nevoia unei recunoașteri sociale, hai să o cunoaștem pe mama ta, gen. Deci, este momentul în care racul capătă mai multă siguranță sau mai multă nevoie de relație, de validarea ei. Dacă ești singur, deci racii singuri, simt nevoia unei schimbări și a unei transformări, dar cel puțin în prima parte a lunii ceva te oprește. Și ți-aș sugera să asculți întru totul de vocea ta interioară. În această lună, racul, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în rac, trebuie să asculte maxim de vocea lor interioară. Pentru că orice acțiune impulsivă pe un Venus retrograd în Gemeni poate avea consecințe nebănuite pe care nu le vei putea controla în dragoste. Este o lună în care, dacă ești singur, s-ar putea fie să întâlnești mai multe persoane, fie să relaționezi cu mai multe persoane și basta să-ți aducă o doză de confuzie, de nesiguranță, de incertitudine. Și nu îți fă planuri pe termen lung, dacă ești singur, până pe 25 iunie. Pentru că încă mai e de jonglat. Știi cum e? Mai ai de pupat niște broscoi până ai să ajungi la prințul tău. Și după 25 iunie vom vedea racii singuri cum se avântă în zona creativității, în zona înfrumusețării corporale, în zona atenției față de propria lor persoană, ceea ce este absolut fabulos. Și asta va atrage foarte mulți parteneri care de data asta se vor dovedi mai statornici și mai stabili. Deci, o lună în care asculți vocea interioară, nu te grăbești, nu s-ar nimeni a luat decizii și o să fie foarte bine și frumos pentru tine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru semnul vostru zodiacal. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare, aștept comentariile voastre legate de ce am prezentat aici. Și încă o dată vă reamintesc, 20 iunie 2020, ora 12, ora României la prânz, are loc webinarul olimpian dedicat zeiței Venus, planetei Venus, iubirii și trezirii zeiței interioare. Dacă vrei detalii, trimite un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com și dacă vrei deja să te înscrii la preselecție, dar preselecția asta ce înseamnă? Doar să vedem dacă ce aștepți tu, ce dorești tu să schimbe, să transforme acest webinar, se mulează pe ce voi prezenta eu. Pentru că dacă tu vrei, nu știu, să-ți meargă bine, nu știu, în călătorii, Venus nu are treabă cu călătoriile. Sau vrei să te relochezi în altă țară, nu are treabă cu relocarea, ea are treabă cu iubirea. Și atunci de-aia fac o preselecție, ca să văd dacă ce vrei tu să schimbi în viața ta, în zona relațiilor, coincide sau este în legătură cu planeta Venus. Poate să aibă treabă cu altă planetă. Și asta înseamnă preselecția. Deci, contact@astrologalexandracoman.com. Dacă vrei deja să intri în sistemul de preselecție, atunci trimite 3 rânduri în care spui ce vrei să schimbi în zona dragostei sau dacă ai avut blocaje, dacă au fost probleme. Și ce mai vreau să spun? Mai vreau să spun ceva, dar nu mai îmi amintesc acum. Tot aceeași adresă este contact@astrologalexandracoman.com pentru înscrierea la preselecție. Și vă doresc să aveți o lună minunată, cât mai liniștită, dar marcată de conștientizări, pentru că retrogradarea venusiană asta ne aduce conștientizare pe toate planurile. Și nu putem evolua și nu putem avansa și nu ne putem transforma dacă nu conștientizăm ce se întâmplă în viața noastră.
așa încât să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine și pe curând!